Suntem născuți să ducem o luptă continuă cu noi. De aceea, aș vrea să vă spun o poveste. Este un cunoscut mit amerindian despre doi lupi care trăiesc înăuntrul fiecăruia dintre noi. Doi lupi care se luptă pentru controlul vieții noastre. Unul din ei este fricos, trăiește în mânie, egoism, invidie, lăcomie, resentimente și minciuni. Celălalt lup, lupul sincer, trăiește în pace, bunătate, speranță, iubire, compasiune și empatie. Care lup câștigă? Lupul fricii sau lupul adevărului? Răspunsul este simplu. Lupul pe care îl hrănești. Propriile noastre îndoieli născute din neîncredere pun sub semnul întrebării propriul adevăr. Nimeni nu spune ce simte cu adevărat. Mereu ținem încătușate sentimentele în ultima cameră de pe holul inimii. Suntem triști, dar nu plângem. Suntem fericiți, dar nu dansăm, nu cântăm. Suntem furioși, dar nu țipăm. Iubim, dar nu arătăm de teamă să nu fim răniți. Dacă o facem, suntem jenați și judecați. Și lucrul acesta este cel mai rău sentiment din lume. Dacă mergem cu capul în pământ, măcar să ne lustruim pantofii, doar așa poate să se oglindească cerul. Ar trebui să ne asumăm tot ce spunem, tot ce facem. Nu să spunem că suntem într-un anumit fel doar de frica fricii. Nu încape îndoială că toți oamenii au vicii. În momentul în care ne hotărâm să dăm jos costumul de robot, atunci o să fim cu adevărat liberi. Dar nimic nu trebuie.